Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Discută proiecte de autostradă în studio, da. Dar am senzația că viitorii politicieni sunt în studioul Europa FM, cei care vor rezolva problemele acestei țări. Doamne ferește! Da, dacă ne lasă pe noi chiar să se alege praful. Dar măcar o să fie cu distracție. Ce garantat. Da. Aici noi știți cum sunt... Cum erau, mă rog, moșuleții aia în Cismigiu care făceau frontul cu pahare de bere. Să știi că sunt și acum, da, cu șah. Da. Așa facem noi aici cu autostrăzile prin București. Eu am stabilit că mi se face autostradă. Gata. În primul rând mie. Da, CNAIR face autostradă între Corbeanca și Dragomirești. S-a anunțat compania câștigătoare pentru proiectarea și execuția acestui prim lot din autostrada de centură a Bucureștiului. De obicei când se anunță, da. Da, nu este... prea se face. Nu știu, da. Se totul bucuri. E foarte, nu, îmi pare rău, dar totul e foarte ferm. A, da, ia. Deci sunt niște italieni, Impreza Pizzarotti, Impreza Pizzarotti. Sunt foarte serioși, am mai auzit de ei. Pizzarotti, am auzit pizza peste bine. Tot. Da. O, la culinaria, unde ai auzit? Și se lucrează, uite, pe lotul 1 din autostrada Sebeș-Turda. De aici am auzit. În ultimii 15 ani am tot auzit de acest lot. Aia nu e care s-a pățit ceva? Nu e aia. Nu, dar ar putea păți oricât, nu e nicio problemă. Și durata contractului, deci v-am zis că este ferm. 34 de luni. Din care 12 luni perioadă de proiectare și 22 de luni perioadă de execuție a lucrărilor. Deci peste 3 ani, negreșit, e gata. 3 ani? Da. Așa scrie. Aici am înțeles. Și abatere. Auzi, dar se face și metrou pe lângă ea? S-a anunțat. Deci între Corbeanca și Dragomirești. Acum, ca să vin la redacție, eu vin pe autostradă numai. Dragomirești este în partea înspre A1. Așa. Deci este înspre Pitești. Da. Aici noi stăm în Pipera. Ce-i, Luca? Spre Chiajna Militari. Așa. Așa. Și pe acolo să vin. Da. Adică, dacă am autostradă, ies frumos, trec prin pădure. Ai plecat. Am plecat, nu parc pe autostradă, în loc să fac stânga spre București, fac dreapta. Și mă duc. Merg pe autostradă, cât are? 17,5 km o să aibă. Nici nu o să simți. Mă duc, da. Domnul Striblea stă pe acolo, îl salut pe domnul Striblea dimineața, după care fac viraj și o iau prin oraș, naca-naca, punga-punga, încet, peste podul Gran ceva și ajung la radio. De plăcerea de a merge pe autostradă. Acolo stă săracul Cătălin? Da. Maică. În partea aia. Eu lucram vrei... numai online sau îmi dădeam demisia. Erau două variante. Dacă vrei prin oraș, să mă ieși pe mine dimineața. Da. N-are uite, sens să mă ieși. Facem asta. Și se face lotul celălalt. Lotul 2A0 Nord. Pentru că au denumiri foarte lungi. Ele nu, adică nu o să fie, eu nu o să trăiesc să le prind. Dar ele au denumiri frumoase, așa, lotul 2A0 Nord. Pe ce autostradă vii la muncă? Pe autostrada A0 Nord. A, eu vin pe A0 Vest. Cam așa o să fie discuțiile. Da. Bun. Deci asta e în perioada de proiectare. Aici sunt 19 km între DN1 Corbeanca și DN2 Afumați. Deci o să ai mai multe variante. Boier o să fie. Două noduri rutiere, 10 poduri și pasaje o să fie construite. Mă scuzați, îmi vine să râd. Vezi că ajungi în ață în Afumați. Stai-mă puțin, înțeleg că la Corbeanca va fi principalul nod al autostrăzilor. Sper că nu o să fie chiar la Corbeanca. Tu acum, ca să mergi la magazinul chinezesc. Asta voiam să spun. Ce trebuie să faci? Trăbați tot orașul. Cine deci, încurci pe noi localnicii. Gata. Gata. Așa, dacă... îți pe treaba ta pe acolo, te duci. Vreau să iau un cearsiu. Vrei să te duci la Dragon. Exact. Să-ți iei un pantalon, o... Să-mi iau și eu un costum ceva frumos. Mă duc, o să mă duc pe lotul 2A0 Nord. Asta-i. Și mă întorc acasă pe 2A0 Nord și după aia trec pe 1A0 Nord și după aia fac dreapta, ajung la mine în curte, nicio problemă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.